În piețele din Căușeni, prețul varzei a ajuns la 10 lei kilogramul, un increment comparativ cu anul trecut, dar cererea rămâne ridicată. Vânzătorii explică această majorare prin creșterea cheltuielilor de producție și transport, precum și în impactul secetei asupra culturilor din acest an, transmite Studio L Online. Deși prețurile sunt mai mari, varza este căutată în special de gospodinile din Căușeni, care se pregătesc să prepare murături pentru iarnă. Varza murată nu doar că este delicioasă, dar și benefică pentru sănătate, având un conținut bogat de vitamine și probiotice, ceea ce motivează mulți localnici să o cumpere direct de pe piață. Mai mult, anul agricol a fost provocator, dar vânzătorii rămân optimiști, în timp ce cumpărătorii continuă să sprijine producătorii locali. Această solidaritate între comunitate și comercianți reflectă o tradiție puternică și o dorință de a păstra obiceiurile locale chiar și în fața dificultăților economice.